Bună seara și bine v-am regăsit! Am avut parte de o zi sufocantă. Astăzi, în sudul și în sud-estul țării, s-au resimțit temperaturi de 41 de grade Celsius. Deocamdată, în această noapte, cerul va fi variabil, mai puțin în regiunile estice și pe la munte, unde pe arii restrânse vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile minime vor porni de la 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se vor opri la 23-24 de grade în zona litorală. Mâine vremea va fi călduroasă, local caniculară în sudul și în sud-estul țării, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, îndeosebi în câmpia română. Atmosfera va fi însorită în toată țara și doar pe la munte sunt anunțate câteva ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 28 și 36 de grade. Haideți să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Așa cum vă spuneam, vom avea parte de o zi deosebit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36, chiar 37 de grade în sudul și în sud-estul țării. La munte, vreme frumoasă și caldă, însă după amiaza și seara vor apărea scurte momente cu instabilitate atmosferică accentuată. Sunt anunțate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, vijelii, dar și căderi de grindină. Într-un timp scurt, aici încă se pot strânge cantități importante de apă. În aer vom avea până la 25 de grade, în Poiana Brașov, în Predeal, dar și în Stâna de Vale. La malul mării, vreme frumoasă de vară, foarte cald mâine. Sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 27 și 30 de grade. Atenție, indicele ultraviolete deja a atins valoarea de 9. Ei bine, apa mării caldă, 25, chiar 26 de grade. În București urmează o noapte liniștită, cu cer senin, iar spre dimineață în termometre vor fi 20 de grade în centrul capitalei și 17-18 grade în zona preoreșenească. Mâine, vreme frumoasă și caldă, la amiază vor fi 34 de grade Celsius. Vântul abia va adia. Presiunea atmosferică are o valoare de 750 mm coloană de mercur și nu prea se modifică. Ziua de poi mâine va aduce o vreme și mai caldă, iată, vor fi 37, chiar 38 de grade temperaturi înregistrate la umbră. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine va aduce în continuare caniculă în sudul și în sud-estul țării, valori ce vor tinde din nou spre 37, posibil 38 de grade Celsius, însă după amiaza și seara, în regiunile vestice, în cele nordice și în cele centrale, vremea va deveni instabilă. Vor fi ploi zgomotoase, însoțite de un vânt mai intens, iar izolat chiar de căderi de grindină. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea și pe continentul european. Mâine, în țările sud-vestice, vremea va fi frumoasă, la amiază vor fi valori de până la 34 de grade în Madrid. În schimb, în țările vestice și în cele nord-vestice, norii vor fi destul de numeroși și va ploua. În peninsula italică și în țările sud-estice, zi frumoasă de vară cu mult soare și valori de până la 35 de grade în Atena. Doar în jumătatea de nord a Italiei, ploile vor răcori ușor atmosfera. În țările centrale și în cele nordice, cerul va fi temporar noros și din loc în loc va ploua. Vântul va sufla destul de tare în Finlanda. Scad temperaturile, iată, mâine la amiază vor fi cel mult 25 de grade în Moscova. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Cristina Soare și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Televiziunea Română.